Pentru că a venit vara, mulți dintre noi ne gândim mai mult la bunăstarea corporală, alții încă nu ne apucăm decât pe la 1 august, sigur că ai mai mult timp, probabil, sau poate te gândești mai mult la felul în care arăți. Gabriela noastră este pe ponton, înțeleg, pentru a vorbi despre un alt gen de yoga. Hai să vedem. Bine, nu ne înjurați că luni dimineața cu asta ne ocupăm. Acum e emisiunea, așa a picat. Treaba asta se poate face și mai pe seară sau după serviciu. Sigur că acum ar trebui să profităm de temperatura de afară. Gabriela, ai legătura. Bună dimineața, Dani! Bună dimineața tuturor! Sau mai bine spus, namaste! Pentru că astăzi vă arăt câteva exerciții de yoga pe care oricine le poate face. Mă aflu acum în tree pose sau poziția copacului. Poate părea puțin dificil, dar vă spun că nu este. Și am alături de mine pe Adela Mihai, instructor de yoga, care ne va spune ce beneficii ne aduce această postură. Bună dimineața, Adela! Bună dimineața, namaste! Învăț și eu de la natură și stau precum un copac în poziția copacului. Într-adevăr, o postură cu extrem de multe beneficii, mai ales pentru cei care petrec destul de mult timp pe scaun, pentru că deschidem foarte bine, detensionăm oasele bazinului, corectăm postura și îmbunătățim circulația sângelui. Așa cum ai spus și tu, nu este întâmplător că am început din această postură, pentru că ne aflăm în natură, suntem pe pontonul lacului Floreasca și probabil că auziți și niște sunete foarte interesante. În spatele meu aici este Gabriel Bălașa, care cântă la un instrument de percuție numit handpan. Este cadrul ideal, nu-i așa, Adela, pentru o sesiune de yoga? Așa este. Aceste două lucruri se unesc într-un cadru magic, mai ales în natură, natura care ne face să fim mai prezenți și mai în contact cu noi înșine. Te rog, Adela, să ne mai arăți o postură pe care o putem face acasă, poate după o zi obositoare la muncă. Sigur. Am să încep și eu cu tine. Dacă tot am făcut poziția copacului, suntem în natură, să mergem la câinele cu fața în jos, downward facing dog, și putem veni la marginea salteluței. Inspirăm și ducem brațele sus, privim cerul, dacă tot suntem în natură, expirăm, coborâm cu palmele pe salteluță, putem flexa picioarele dacă este nevoie, putem duce piciorul stâng în spate, dreptul, suntem într-o planșă, iar acum inspirăm și ducem bazinul înspre cer, alungim brațele, alungim coloana. În prima fază vom fi cu picioarele flexate, iar în timp vom încerca să întindem musculatura din spate a picioarelor. Inspirăm, iar pe expirație putem duce ușor călcâiele înspre salteluță. Ne alungim, ne împingem ușor în palme, alungim coloana, detensionăm coloana și creăm acea senzație dintre vertebre. Vertebrele se alungesc. Inspirăm, expirăm și stăm minim 3 respirații în această postură. Privim în jos, capul este în prelungirea coloanei, palmele sunt bine respirate pe salteluță. Iar de aici putem merge într-o altă postură foarte benefică pentru zona bazinului. Inspirăm și ducem piciorul drept în spate. Expirăm, aducem genunchiul la piept și ducem piciorul în interior, paralel cu oasele bazinului. Talpa de jos este întotdeauna flexată, alungim piciorul din spate. Vom simți o întindere foarte profundă la nivelul coapselor și o eliberare la nivelul zonei lombare. Dacă putem, în timp, și vom putea cu siguranță, cu o practică disciplinată, putem coborî ușor pe antebrațe și ne putem prăbuși într-un mod relaxant peste piciorul din față. Inspirăm, expirăm. O postură foarte bună și pentru flexibilitate. Că tot ai adus în discuție flexibilitatea, sunt foarte multe persoane care nu au curajul să participe la o sesiune de yoga, tocmai pentru că au impresia că este nevoie de foarte multă mobilitate. Spune-mi, care este adevărul de fapt? Trebuie să fim flexibili ca să facem yoga sau prin yoga devenim flexibili? Da, nici de cum nu trebuie să fim flexibili. Yoga este un mare ajutor în crearea flexibilității la nivel articular și muscular. Ceea ce vedem noi pe internet, vedem niște oameni care au muncit foarte mult, care au avut propriul proces și nu trebuie să ne comparăm cu ei. Iar mai ales dacă avem probleme, există o situație la nivel articular sau muscular de rigiditate, cu atât mai mult pentru că asta produce foarte mult disconfort în corp, de exemplu rigiditatea musculaturii picioarelor dă dureri foarte mari de spate. Iar pentru respirație, pentru energizarea corpului, exercițiile de respirație sunt benefice, bănuiesc? Avem foarte multe. Avem pranayama, care este un segment foarte important al practicii yoga. Bineînțeles, respirația aduce oxigen în corp. Adela,
Da. Spune-mi, te rog, știu că de curând ai început sesiunile de yoga și în aer liber. Care-i sentimentul față de orele petrecute în online? Este magic, este magic să te conectezi și cu natura în timp ce te conectezi cu tine. Este magic că l-am pe Gabriel de fiecare dată cu aceste sunete magice. Și aș vrea să afle cât mai multă lume despre lucrul acesta, să vină, să încerce măcar tot ceea ce am făcut mai devreme. Le facem atât miercurea la 19.30 Sunset Yoga, cât și sâmbăta dimineața la 9.30 Morning Yoga. Mulțumesc mult, Adela, mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Iată că există o grămadă de exerciții pentru începători. Eu și vă spun un secret, la o sesiune mai lungă de yoga, la final se lasă cu o repriză de râs, așa că vă las și eu cu un zâmbet larg, pentru că așa trebuie să începem săptămâna.